Eu nu mai mâncasem de vreo 2 săptămâni. Eram problem comă, inconștient. Și a rugat pe frate să stăruiască și să roage. În timpul rugăciunii am sărit de la tata din brațe, aveam 2 ani. Din adâncul inimii, pe Iisus te-a ales timp, să-i cânt mereu un mare aleluia. Vreau să spun întregi lumi, Dumnezeu cât e de bun, și împreună să-i cântăm toți aleluia. Sunt fericit. Lui Iisus mi-a dat inima, El pentru mine a murit. Am fost pierdut în păcat, adu-mă-mi să sunt salvat. El în schimb mi-a dat pacea sa, El pentru mine a murit. Am fost pierdut în păcat, acum însă sunt salvat. Iisus e în inima mea, dar sunt liniștit. Lui Iisus mi-a dat inima și sunt liniștit. El schimb mi-a dat pacea sa, El pentru mine a murit. Am fost pierdut în păcat, acum însă sunt salvat. Iisus e în inima mea, dar sunt liniștit. Probabil că trebuie să spun că tații noștri, tatăl meu și tatăl soției mele, au ceva în comun. Atât eu cât și soția mea în copilărie, în frage de copilărie, eu la vârsta de 2 ani și soția mea la 6 ani, am trecut prin niște situații care ne-au amenințat viața. Și dacă suntem și suntem, am ajuns și noi la aproape 60 de ani, e datorită credinței familiilor noastre, părinților noștri, dar în mod deosebit acte de credință a taților noștri. Așa că, stimați părinți, niciodată să nu vă pierdeți credința, oricât de grave ar fi situațiile. Mă gândesc la unii dintre voi. Trebuie să spun, frate Petrică, să te binecuvinteze Domnul Iisus, sora Daniela, să stăruiți și să aveți credință pentru fetița voastră, pentru familia voastră și Domnul să vă binecuvinteze. Și la fel tot. Și nu mă gândesc numai la aspecte legate de ordin fizic, mă gândesc la aspecte legate de ordin spiritual. Să avem credință în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu va lucra, va face miracole.
Eu aveam, vreau să spun lucrul ăsta seara asta, că simt nevoia să depun această mărturie. Aveam 2 ani, am fost internat în stare foarte gravă în spital cu plămânii și doctorii m-au trimis acasă să mor. Le-au spus la părinți, duceți-l acasă și așteptați-vă să moară. Și taică-miu de la spital nu m-a dus acasă, m-a dus la un cerc de rugăciune, unde se întâlneau frații. Familia respectivă era o familie cu mulți copii. Eu nu mai mâncasem de vreo 2 săptămâni. Eram problem comă, inconștient. Și a rugat pe frat să stăruiască și să roage. În timpul rugăciunii am sărit de la tata din brațe, aveam 2 ani. Și pe o măsuță erau niște cartofi prăjiți. Fusese prăjiți probabil de soră pentru copiii lor. Și au rămăsese acolo că ne adunasem la rugăciune și n-am mai avut timp să îi pună nicăieri. Și m-am repezit la farfuria aia și am luat cartofi prăjiți. Am început să mănânc. Și sunt bine până ziua de azi. La vârsta de 6 ani, soția mea a avut un accident foarte grav. O masă de metal i-a căzut cu colțul pe picior. A făcut infecție osteomielită și doctorii au vrut să-i taie piciorul. Și socrul meu a spus, nu-i tai piciorul. Chemați slujitorii, s-au rugat, a avut o credință extraordinară. Timp de săptămâni de zile, pentru că el era cadru medical, i-a scos bucăți de os putrezit din rană. Și are un os nou. Dumnezeu face minuni. Eu n-am avut ce credință să am la vârsta aia, 2 ani jumate cât am avut. Soția mea n-a avut ce credință să aibă la 6 ani. Ne-au ținut în brațe părinții. Scump părinți, aveți credință în Dumnezeu. Credința voastră contează. Și Dumnezeu va face minuni. Iisus, ești minunat. Ta e aici,
mării, ce măreți acest loc stânt.